Claudia Pătrășcanu, îngrijorată pentru siguranța ei și a copiilor săi. Vedeta cerea autorităților să ia măsuri. Claudia Pătrășcanu este activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu lucrurile care se întâmplă în viața ei. Cu doar câteva minute în urmă, Artista a tras un semnal de alarmă și a cerut autorităților din Constanța să ia măsuri pentru ca mai multe accidente dintr-o anumită zonă orașului să fie evitate. Claudia pătrășcanu, îngrijorată pentru siguranța ei și a copiilor săi. Claudia pătrășcanu se teme pentru siguranța ei și a copiilor. Vedeta povestește că, pe un drum zilnic frecventat de ea, au loc accidente grave. Pe drumul acesta îmi duc copiii la școală zilnic. Aici se întâmplă accidente grave cu copii, femei, bărbați, mașini răsturnate, descarcerare, salvări, poliție. Varianta Ovidiu, imediat după autostradă, intersecția către Academia de Fotbal, chiar aici, este urgent nevoie de un sens giratoriu dragă primăria Constanța, luați măsuri urgente în privința aceasta și răsfoiți în evidența rutieră câte accidente pe zi au loc în această intersecție. Te înspăimântă când vezi morți pe jos, mașini răsturnate zilnic, a fost mesajul scris de Claudia Pătrășcanu pe Instastories. Așadar, vedeta trage un semnal de alarmă și roagă autoritățile din Constanța să ia măsuri urgente pentru ca astfel de evenimente tragice să nu mai aibă loc. Claudia Pătrășcanu, implicată într-un accident rutier, cu câțiva ani în urmă. Claudia Pătrășcanu este o șoferiță prudentă și, de-a lungul anuilor, nu a provocat și nu a fost implicată în accidente rutiere grave. Își aduce aminte însă că, la un moment dat, a fost implicată într-un eveniment rutier în timp ce se afla cu mama și fratele său în mașină. Am mai avut încă o cumpană în momentul în care eram la volan si am avut un accident eram cu mama și si fratele meu în masina. M-am gândit în primul rând la el și si era si mama. Asta a fost primul lucru care mi-a venit în minte, a relatat Claudia Pătrășcanu cu ceva vreme în urmă.